echipa Cenușaru Team. Standul 2, mă scuzați, echipa Cenușaru Team. Managerul Daniel Dobrică cu Gelu. Cum merge? Nu merge. Ceva nu facem bine. Ceva nu faceți bine. Ceva nu facem bine. Am văzut, aveți locul 4 pe sector aici, locul 4 pe C-uri și locul 2 pe sectorul B. Ceva e în neregulă. Ceva mic. Ceva mic. Ceva mic în neregulă. Ceva... diferență mare nu e între noi și următorul. La cantitate aveți mai mult pește decât cei de pe locul 3, dar aveți punctaj. În seara asta sperăm să-l facem. Până la cântarul de seară. Până la cântarul de seară. Acum avem pește la cântar? Acum avem, da, avem la sac. Aveți la sac? Câți aveți? Am câți? Doi pești. Da. De noi ăștia ar fi diferența. Să-l prindem pe colegul. Să prindeți... Dacă sandu... colegul n-a dormit. Să treceți pe standul 3, pe locul 3. Să trecem pe 3. Pe locul 3 ați mai câștigat un punct și v-ați găsit pe locul 3 la general. Da. În cazul ăsta, dacă nu mă mai așa. Da. Da, trebuie și să... Și socoteala noastră tot la fel. Să vedeți ce faceți, că... Da. Avem o surpriză la bălții. Cei doi frați al lui Cimpoieru, băieții lui Cimpoieru, au luat cele două capturi, ca să zic așa, cei mai mari pești, unul de 16.425, unul de 16.425. Colegii voștri. Ei ne-au ridicat în sus, cei mai mici. M-au ridicat, de om. Da. Ceurile sunt tot pe locul 4, din păcate. Da, am văzut. Azi că am pierdut startul. Am văzut. Au recuperat bine soare. Au recuperat, dar tot mai au de recuperat. Mai au, dar acum au recuperat aseară. Da, dar și rău s-au luat ăștia. Dar nu au luat ei. Da, e... Da, se joacă. Mie mi-au plăcut cum au jucat. Au trecut... Temana a treia zi de concurs, mai avem o zi. Practic 24 de ore. Da. Cum se moviniți pe Cenușaru, clasamentul de ultimul cântar. Exact. Gelu, cum e la... Primul concurs. Super, mi-a plăcut Maxim. Sper să mai particip. Dacă nu aici, în altă parte. Se va rezolva oricum, asta nu e o problemă. Am zis că ai avut și o mică chestie cu călcat într-un cabin asta de apă, într-o găleată, da, nu? Da, sau... găleată de lângă botez, care îmi dă salteaua. Cu care îmi dă salteaua, ai luat-o direct la țintă. Da, m-a avut lumină într-o noapte. Când a venit cântarul, nu te și dăzleagă, saci, bancă, direct în găleată. Da. Ce să vă zic, băieți, fii întins și haideți să terminați locul 3. Tot interesant, da? De asta. Eu zic că terminăm pe 3. E greu, mai sunt, dar oricum locul 3. De fapt nu e greu, se poate schimba... Da. Cum n-a obinuit Cenușarul cu schimbări din astea radicale, cu surpriză în ultimul, la ultimul cântar, tot e posibil. Fii întins, băieți. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Suntem la standul 6, B6. Echipa ECC 23, alături de mine managerul lotului Ionuț Dinu, Educarul Andrei și Alin Raportaru. A mers mai bine azi noapte? Parcă. Sau mi s-a părut mie? Ceva nu mai... neapărat, am mai schimbat noi un pic așa de strategie și acum, ca să fiu așa, vorba aia, să le dau avânt la copii ăștia, aseara a fost noaptea în care m-am odihnit și eu. Pentru că aveam mai bine de 24 de ore nedormite și copiii și-au făcut treaba. Și-au făcut treaba, da, făcut treaba. Oricum, ați urcat pe clasament de pe locul 4, ați urcat pe locul 3. Da. Sperăm să ne menținem acolo sau dacă se poate... Standul 11, parcă, sau ce 11, parcă, ce aveți voi? 11 sau... 10. A dat ele și foarte bine. 10 ne căzuse pe locul 4. La cântarul de seară. Au trecut pe 3 acum. Și acum dimineața au trecut pe 3. Alin e foarte... Alin Maftei e unul din băieții de bază din club, așa. Am înțeles, am înțeles. El e un băiat muncitor și suntem în a treia zi, în a treia zi de concurs. Oricum, Cenușarul este balta care e ultimul cântar. Întotdeauna. Cam ultima noapte, zic eu așa, noapte, da. Ultima, să face diferența și chiar, diferența, ultimul cântar, chiar și ultimul cântar, da. Se joacă. Încă peștele și-a dat drum, avem 2.600.000 prinse până acum. A început să-și dea drumul. Da. Nu mai e ce a fost în vară, că e și vremea, temperatura, apa a scăzut foarte mult. Apa a scăzut, are cam 8 grade, 1 grade. Da, acum 2 săptămâni au fost câteva nopți cu 0 grade. Era normal să-l întoarcă. Totuși, noi, eu zic că a plecat mai bine acum, a fost și temperatura și probabil și ambiția, că sunt totuși loturi aici și niște loturi bune, zic eu. Mai ales cei care cunosc balta foarte bine, echipa Cenușaru și Extreme Baițu și... Cenușaru mai puțin, sunt începători, aș putea spune, dar Extreme Baițu care se și vede în clasa Extreme Baițu, da, se vede și...
sunt jucători de campionat național, toți au participat la campionatul național, s-au calificat la Carpologie, au mers în semifinale. Și Carp United au fost la CNU. Da, și Carp United, da, și Carp United. Da, noi suntem, dar noi de-abia încercăm, noi acum încercăm să formăm un lot, ca să zic așa, în timp ce exact. Ceilalți au... Au deja meciuri în picioare ca lumea, ca să zic. În ideea asta am și făcut concursurile de genul ăsta, da. Și voi continua cu ele și la anul, bineînțeles. Sperăm că la anul... Să facem trei etape. Să facem, da. Deci, să facem una în primăvară, una în vară, da, și una în toamnă. Și una în toamnă. Frumos, da, rău, de tot ăsta, da. Felicitări, țin să te felicit pentru concursul ăsta, pentru maratonul ăsta. Noi am fost și la prima ediție unde l-am reușit slăcuți. Singurul lot care... Am mai schimbat lotul, dar atunci am zis că să vedem și tineretul. Și să împărțim și altfel echipele, pentru că acum Heroes, de exemplu, e pe Aurii, deci nu mai e cu mine în echipă. Da, trebuie să jucați. Da, s-au făcut niște modificări și eu zic că au fost benefice din ceea ce... Acum arată rezultatul până acum, să vedem ce va fi de acum încolo. Dar oricum nouă ne place formatul concursului și eu sper și să la anul să faci trei ediții. Primăvară, vară, toamnă. Zic că voi face trei ediții, pentru că la anul o să fac mai multe concursuri. Vor fi trei ediții, clar, va mai fi un turneu din cum făceam acum câțiva ani de zile, reîncep cu turneele. Ce să vă zic? Mai avem o noapte, o noapte și o jumătate de zi pentru... Nu, mai e, să mai joacă. Se joacă bine. Vă place cenușarul? 24 de ore, jumătate la ora 12. Vă place cenușarul? Da, e a doua oră când vin pe această baltă. Am mai fost, cred că acum 2 ani, am plecat undeva pe 16, dar nu, atunci eram și începător în stilul de pescuit lansat, să zic așa. Da, în prima zi am fost așa un pic dezamăgiți, am dat doar un pește la cântar, unul sau doi pești la cântar mai micuți și am avut unul de 15 kg. Care? De acolo a plecat norocul și ne-a motivat. Ne-am avut un 15025, dacă nu mă înșel, sau 15300 și după aia a mai scăzut, E, diferența de la cântat și la cântat. Da, e vorba de 200 de grame. Da, se cântărește cu un singur cântar cu toată baltă. Da, nu, asta am să spunem. Da, așa a scăzut, nu. Scar pește, nu e problemă. Noi am mai luat acum, avem un pește la sac care credeam că trece tot așa că e de extra. Și nu, el are 11 și... deci n-are 12. 720 ceva de da. Genul. Da. Au mai fost mai devreme și standul 1 și standul 8, au cerut extra, dar nu trecea. Nu, noi îi cântărim ca să nu... Cea mai bună soluție, mai punem, da, să nu mai punem. Avem trepied, avem cântare. Ai mai fost pe cenușar? Nu, este prima oară pe cenușar. Prima oară? Da. Îți place? Da, chiar se merită. Da, e o baltă... E o baltă care ține activ. Da, exact. Deci eu cu Andrei suntem nedormiți de ieri de la ora... Adrenalina. De la ora 14. Încă nu simțiți oboseala, nu? Doar aseară ce am ațipit un pic, aici o oră, am rămas și fără butelie, să o facem așa o paranteză, am rămas fără butelie. Ațipisem, cred că 45 de minute. Ba da, am făcut, sper să vină cineva să ne aducă. Și după aia ne trezim la 4 dimineața, salunte de 14 kg. Deci nu știam cum să... Am lăsat Firuzlav, nu știam cum să ieșim prin prelata asta. Am zis că ne scoatem cu mașina. Da, o baltă cu surprize, în seara asta tot așa sperăm. O să ținem, tot sus. Trebuie. Nu trebuie, o să ne dezicem. Facem un pic de sacrificiu și să sperăm că la final... Bine, e și strategia, ca să zic așa. Vezi, am venit de două ori și pentru mine. Mai trei ori am venit pe cenușarul. Știi bine, la primul turneu am tras pe zero, după aia am venit din ambiție la un concurs, am spus să văd cenușarul mai bine și atât de bine am tras că am tras tot pe zero. Ah, da, exact, da, concursurile mele. Da, la tine. Da. Și am și zis, bă, dacă și de data asta pic pe zero, acolo să nu se mai cheme standul zero, ești standul din tir, ori tir, ori CC, nu se poate, da, frate. Da, corect. Și corect. Acum am tras în beuri, a tras Alimoftei pentru noi și a tras în beuri. A schimbat un pic strategia față de la ăla și eu zic că randament, ce să spun, nu știu, să vedem. Da, oricum, mai spun, până mâine mai avem. Balta diferă de la o zi la alta, da, apoi de la...
un anotimp la altul, una e să pescuiești primăvara, vara și una e toamna. La primul maraton am avut 12 tone de pește. 12 și am sărit de 12 tone. La maraton. Și n-am avut decât 6 echipe și atunci n-au fost 7, n-a fost balta plină. Parcă ar fi ok și cu balta plină, dar parcă e ok și în 6, să știi că nu a fost nicio. Și în 6, da, n-a fost atunci mare problemă. Acum cred că celelalte echipe care au renunțat, dacă a fost frică de voi și de-aia au renunțat. Da, nu punem noi probleme, noi încercăm să... Păcat că n-au venit, mai erau 3 loturi înschise, au renunțat în ultima perioadă. Păcat, nu, este, dar e ceva frumos, nu contează. Cu timpul o să vină. De exemplu, Cobra ar fi vrut să fie prezent, dar erau deja înscriși la alt concurs. Cobra știu, nu, Cobra de la început m-au anunțat. Și n-au putut să facă lotul și la un moment dat îmi ofereau mie o echipă și a zis, bă, nu fac așa ceva, că nu e transferul semnat. Acum sperăm să transferăm pe ăsta micu, că era din altă parte. Eu mai cocheta așa cu Carpi United și am zis că da, să facem un transfer, facem schimb la schimb, îl dăm mai pe Alex Petren, înțelegi, și îl luăm pe el, adică să fie așa, da, să facem un schimb, înțelegi, de jucători. Ce să vă zic, băieți, fiind și... Mulțumim, te felicităm pentru ceea ce faci și ce să zic, ținut tot așa că noi suntem prezenți. Doamne ferește, poate dacă ne anunți din timp, eu spun că reușim să facem lotul, adică să închegăm echipele. Dar eu zic că o să fim prezenți tot timpul. Mai aștept și un pic și o să anunț, probabil până la sfârșitul anului anunț și concursurile de anul viitor, ca să fie anunț. Nu neapărat, și în ianuarie, dacă le pui ocupare, da, noi cât mai repede, cu atât, ne scriem. Spun cinstit că nu știu dacă cineva din club la ora asta are vreun concurs programat pentru la anul. Nu s-au programat. Deci la noi, da, la noi sunt libere și... E, mulți au mai programat, dar oricum o să anunț cu mai devreme, cu atât. Da, e frumos și formatul concursului, faptul că sunt 3 în echipă, faptul că poți să faci o schimbare. Da, jucăm puțin diferit față de campionatul național, pentru că în ideea asta ți-am... Am mai vorbit bine, au fost făcute concursurile de genul, sunt făcute concursurile de genul ăsta. Pentru ca lotul să-și poată să schimba oamenii, să vadă exact care, cum se acomodează unul cu altul și să meargă mai departe. E ok. Firentis, băieți. Mulțumim! Firentis, ce mai bun să câștige. Suntem la stand-off, echipa Extreme Bates, Maria Constantin, George Stanciu, care e de la standul A1. Și cu Radu Vadea. Locul 1. Studentele doar. N-au evenimente. Locul 1. Sperăm să... 1-2, deocamdată. Sperăm să facem 1-1. Ce va veni să câștigăm, nu să... Da, mai e, acum sincer să fim pe cel mai bun lucru pe baltă. Experiența voastră nu cred că are nimeni. Totdeauna când ești pe locul 1, ești pe cel mai bun lucru pe baltă. E, nu neapărat. Probabil experiența asta. Cel mai bun lot. Nu lot. Păi, avem loturi puternici. Aveți loturi foarte puternici, da, e un lot. Aveți, da, și Carpi United, sigur, dar voi aveți lotul format. De ani de zile vă cunoașteți. Suntem uniți. Prieteni, în primul rând. Prieteni, în primul rând. Care prescind de... Păi, din câte vă știu eu, numai cam așa veniți, cam așa sunt echipele tot timpul, chiar dacă sunt concursuri simple, nu sunt nevoie. Și cunoaștem și Balta, acum ce să mă... Sunt ceva schimbări la populația pișicului, da? La populație nu sunt schimbări, schimbările au fost și cred că o să venim datorită faptului că apa a fost căzută, peștele și-a schimbat comportamentul, acum a crescut din nou, temperatura care e deja... 8-9 grade am influențat destul de mult. Eram obișnuiți cu cantități de aia, 8 kg, 9 kg. Și acum n-au ieșit încă, tot aici sunt. N-au ieșit, sunt nu aici. Vor, nu. Sunt aici, dar da. n-au ieșit. Mai luăm câte unul frumos, așa avem la sling un 11-500. Aveți 11-500, dar ați cerut un extra cântar, n-a trecut în schimb. În rest, media e 4 kg. 4 kg, nu? Ăștia mănâncă mai mult ca când tot frigul ăsta, probabil. Sunt și probabil majoritari în Baltă. Au crescut și aia mici, e foarte că... Lători de aia de 8-9 kg, mulți, unul după altul, salon pe românești. Mai avem o zi, o noapte și o jumătate de zi. Să sperăm că spunea să-și dea drumul. Oricum, să prinde bine în față de... Da, sincer, am venit nu puțin că... nepregătiți. Adică cantitatea de boilisuri e foarte limitată, ne abținem să dăm... Dar asta în ideea că concursurile dinainte nu s-a prins... Concursurile anterioare, nădei și 40-50 de kg. Boilisuri. Acum, concursurile când se prindea pește. Dacă avem 20 de kg, e mult.
Da, da. Da, iar cernișoara e o baltă de, da, de nădit. În schimb, s-a nădit foarte mult în dreapta noastră, s-a înfaznat pe a nădit ore. Ore, da. S-a dat foarte mult și au și luat foarte bine. Au și, da, au și un, și un cântar bun. Eu azi noapte n-am nădit deloc, nimic. Și totuși am un cântar bun, care e un cântar care e ceva de kilogram, da, parcă, da, 350 ceva. Am lăsat puțin așa, am turat mai puțin, în noaptea asta dublăm. Păi știi cum e cernușarul? Da. Cântarul final cam dă câștigătorii. Am oprit să dăm tot în apă. Ce-ai văzut? Am oprit boile. Ah, da. Am crezut că am înțeles că ai aruncat ceva în apă. Dăm tot în apă și aici. Da, da. Acum. Oricum, frumos concursul. Suntem mulțumiți, prindem pe toate sectoarele. Avem 1-1-2. Nu e diferență foarte mare, poate să recupereze, da, și, și CRBC. Avem încredere în Cristi, poate să recupereze acolo și o să pornească mai bine. Categoric. Am văzut că ceurile au dat o tonă până acum, avem încă o ceură, o tonă 500, o tonă 600 de pește, beurile mai slăbuțe, aurile și mai slabe. Peștele se pare că e tras puțin. Se pare că pește aici și strategia lotului a plecat puțin, cel puțin pe cele două sectoare. Nu ne-am așteptat ca peștii să vină din dreapta. Să vină din dreapta, da. Am fost pregătiți pentru pește din stânga, pentru aur, dar el a venit din dreapta. El a venit din dreapta. Asta e frumos, pentru că trebuie să te adaptezi imediat la... S-a schimbat strategia la standul 11, s-a pescuit pentru peștele. Ați notat avut extra de saci? Da, da. Dar au dat toți acolo, egal. La peștele de acolo vine. De acolo vine, da. Se pare că îi place zona asta, mai liniște, standul 9 e liber, standul 12 e liber. Da. Se și vede, standul 5... 4 liber și se vede că a început să crească. Ei, 5 oricum e un stand foarte bun pentru foarte cantitate. Bun, da, da. E recunosc, da, cel puțin știu că... Și au început să iasă și foia mai mare. Da, am de 16, avut 2 de 16, chiar 2 pești de 16, prinși de alu Cimpoieru, da, de frații. De frații, de frații Cimpoieru, băieților, da, băieților Liviu. E o chestie frumoasă, chiar interesantă, bătaie între ei pe captură. Dar acolo, puteau să facă mai bine. Mult mai bine, mult mai bine. Puteau să aibă cât tot sectorul, da. Aia, sunt la început, ei nu pot, nu pot să... Sunt doi, nu? Doi, sunt și... N-au experiența, n-au experiență, ce să, dacă vin la două, trei concursuri pancii. Mihai cel puțin de pe 5, e la al doilea concurs anul ăsta. Da. Am mai fost la un individual. L-a felicitat Mugurel care exista la individual. Am fost în dreapta lui Mugurel. Mm-hmm. Da, deci nu, ei nu participă, Mihai e arbitru pe o parte, pe timp. Dar acum au hotărât să vină și ei, că nu sunt locul cel, și au hotărât să vină și ei. Poate frumos să poată. Da. Știau de la început, au zis, nu, noi nu avem șanse, dar venim că stăm, e frumos. Și eu pleacă cu ocupă, sigur. Nu pleacă, nu cred că pleacă. Sunt ferm convins că loturile care au renunțat, cele două loturi, le pare oarecum rău acum. Vreau să zic o chestie. Dar știi de ce au renunțat? Da, cum fac? Da, a fost frică de voi. De noi? Da. Da. Le pare rău, categoric că le pare rău, dar pare rău, au apărut vorbele alea că... dacă te uiți la toate bălțile, se vede că nu mănâncă pe nici că nu merg, că nu mai merg la... S-a răcit foarte tare, s-a încălzit foarte tare și tot așa, și se vede că nu merge pește cam pe nicăieri. Acum, surpriză! Chiar a fost surpriză! 100 de kg la cântare! Da, chiar a fost surpriză! Și concursurile trecute se uitau lung. Am avut primul cântar pe standul, nu mai știu pe care, pe 13 parcă sau pe 10, nu mai știu, 178 de kilograme la cântar, deci de peste noapte, al doilea cântar. Deci s-a... E clar că a început să mănânce, să vede, sare și arată prezența. Deja avem 8-9 grade în apă, nu mai e, deci chiar mănâncă foarte bine. Și cred că o să mănânce până plecăm și mai bine. Și eu zic la fel, s-ar putea să mai avem o surpriză noaptea asta la Aș. Și chiar pe zi se poate. Și pe zi s-ar putea să... Nu m-am că o va intra deja unul mai mare, să aveți mai mulți pești la cântare. Avem vreo 6-7 pești. Deci deja e bine. Da, e bine, până diseară. Se strâng, da, se mai... Să-i adună.
standul voi pe unul acolo, v-am zis că îi rupeți, că terminați la unul, dar uite, vezi că exact cum vorbeam cu Marian, cu Mina și Marian, preferat, un stand preferat, a plecat peștele, e pe spate mai care s-a dat recordul, Bălții. Exact, exact, un stand bun, bun. Da. Prea prindem noaptea noi, ziua. Nu vă prindem ziua, noaptea prindem mai bine. Mai bine. Da, e 0 până am mers, acum văd că și-a dat drumul și 0 un pic, parcă au luat mai mult kilo. Apa mai adâncă, iar peștele la soare căldură se ridică sus, noaptea se lasă duci. Noaptea se lasă duci atunci. Păi da, sare bă la mult, sare rău. Sare rău, nu? Da. Oricum, de când a început concursul, erau niște săritori pe baltă, de, era spectacol. Acum s-au mai potolit cu săriturile, nu? Nu prea mai simt. Au, mai sar, mai sar. Acum am schimbat și o strategie să prindem pești mai mari, dar deja avem 2 zecari la sat, la sling. Da, că am văzut ce se întâmplă pe sectorul. Mai avem acolo peceuri, mai avem peceuri, băieții sunt muncitori, foarte muncitori, da, ne-a plecat. Cu ceuri e luptă mare. A plecat un băiat, au rămas în 2. Au rămas în 2 doar? Da. Dar e ambiție mare la lor. Da. Ar fi cam a doua participare a lor pe lotul. Mm-hmm. Una a fost CNU, care am plecat foarte bine și am făcut un rezultat remarcabil. Se pare că zici pe locul tăi, nu? La, da, locul tăi, la Capologia, da, 1-1-1. Da. A mers foarte bine. Acolo, la semifinale, care zic eu, foarte puțin poate să mă contrazică că strategia a fost greșită. Din păcate, probleme Bălții, că de acolo pleacă tot. Știu. Niște pești care în antrenament să iei o tonă de pește cu medie de 14-15 kg, foarte viguroși, foarte ai, îi găsești în semifinală, le sărea sângele, și erau vineți, pălau pe acolo, se hrăneau foarte prost. Da, le găsesc. Acolo, da. Trebuie să ne obișnim cu participările pe lot, exact, pentru că și cu cantitate, că asta e principal, nu mai contează calitatea, nu mai contează calitatea, clar. Iar echilibrarea se face din grile. Da. E, poate era, nu poate, mai mult ca sigur era mult mai bună prima grilă, fără discuții. Foarte bună prima grilă, erau probabil bine și acum sunt strânse rezultatele, se sunt poate destul de răsturna cel puțin pentru locul 2 și 3 și la locul 1, locul nu vă mai gândiți că ăla-i dat, ăla e dat, e a plecat asta din stat. Asta cel mai bun lot, e 80 ceva de kilograme aveți. Da, avem locul 2 și ceva de kilograme. Păi că mai dă, ne trezim cu vreun cântar de 150-200 de kilograme și să vezi cum se schimbă. Să nu ne uităm la apă și mă. Hai, că... Nu mă uitați la apă, exact, asta e că trebuie să joacă cu jucat până la sfârșit. Și eu m-am odihnit puțin azi noapte, am lăsat, am turat mai puțin așa, mă tare, le-am lăsat la arena ziua, pentru... dar la noapte, păi e. Da, da, într-un fel a ieșit destul de bine, era bine dacă eram 7 da, sau 8, 7 poate, era superb, ar fost altă presiune pe baltă, nu s-ar fi, s-ar fi gândit peștele mai mult categoric să se deci se astea, concursurile astea pe loturi ar trebui făcute la 2 luni cel puțin în da, nu, eu vreau să fac 3 cel puțin, da. În primăvară, în vară. Că-i pe Cenușarul, că-i pe Bila, nu contează, pe undeva, pe Riș, pe unde, cum... Pe loturi mi se par pentru... Și la, eu unul ăștia le fac tot așa, la modul ăsta, gen cene. Avem și un direct. În direct, hai să-l și filmăm, nu? La dubarea, în direct, avem un drill, standul 8. Îmbrăcat? Nu prea, am? 4-5 kg. 4-5 kg. Oricum, se adună. Radule, să ne zici când să venim la minciună. Băi, ce să vă zic? Fir întins. Doamne și... ajută și să ne vedem, ne să vedem. Mâine la ora 12. Pe podium. Pe podium. Sigur. Pe locul 1. Pe locul 1. Numai bine. Suntem la standul 1. Alături de mine este Mihai Pipon, managerul de la Carb United. Mihai? Ce poți să ne zici așa?
suntem oarecum mulțumiți de ce s-a întâmplat până acum. Am prins pește, toate echipele, momentan suntem pe locul 2, ca și lot. Sperăm până la final să rămânem cel puțin pe locul 2. Noi suntem mulțumiți, un antrenament bun pentru noi, în condițiile în care vrem să ne formăm ca și lot pentru anul viitor. Și da, balta contrar zvonurilor, uitați că pește este în continuare și chiar s-a prins destul de bine pentru luna noiembrie. Luna noiembrie, un 8-9 grade în apă, avem deja 2,6 tone, probabil o să depășim 3 tone jumate, cred că. Sigur, noi avem 20 de ore de concurs. 20 de ore de concurs, sigur. V-ați avut parcă și echipa cu cea mai mare cântar la ora actuală, nu? 178 de kg, nu? La voie, parcă. Da, ceva de genul. Avem băieții de pe sectorul C, Nicu cu Billy și cu GMD. Acum au început cu Xander, am făcut o schimbare acolo. În momentul ăsta, da, sunt pe locul 1 pe baltă, ca și cantitate. Vedem până la final dacă reușesc să se mențină. S-ar putea să se mențină, dar oricum lotul contează punctele pe fiecare, exact. Sector late. Ca și baltă, tu ai mai fost pe ea? Ai fost, da, altă, dar am fost de două ori am fost, dar cred că sunt în aproximativ 5 ani. Da, a schimbat destul mult. De mult, a trecut destul de mult de când am fost. Mie îmi place. Mie chiar îmi place peștele, densitatea de pește, na, nu mai are sens să spun. Da, normal, suntem în noiembrie acum. Foișoarele geniale. Foarte ok. Vremea a fost deosebită. Vremea ne-a ajutat, noi, ne-a ajutat și pe noi. Și pe noi și pe și peștii ar ajuta ca să mă deschidă. Vremea perfectă, da? Nici cald, nici frig, perfect pentru pescuit. Deci, ce zic, locul 2. Cred că e greu, 7 puncte aveți voi, 4 au puncte, locul 1, da. Extimbețu. E greu locul 1 să-l mai... E greu locul 1, da, sunt și toți pescarii de la Extreme Baits. Au experiență. Au experiență, au experiență pe baltă. Da, aici, pe balta Cenușaru, după cum v-am spus, na, am venit destul de rar. Dar ne-am descurcat onorabil, spun eu, și sperăm la să rămânem aici. Vor fi 3 concursuri de genul ăsta, pe loturi, făcute unul în primăvară, unul în vară și unul în toamnă. Vedem pe ce baltă, eu cred că tot aici. Da, vedem, rămâne de văzut. Doamne ajută! La care sper să strângem cel puțin 7 loturi. Ar fi altfel balta cu 7 loturi, toată balta încărcată. Ținând cont că anul viitor, na, normal, începe din nou campionatul național, un concurs de genul ăsta în primăvară, cred că ar fi foarte binevenit. Da, nu o să-l facem cu exact gen campionat național, cu 2 în stand, ci cu 3, pentru a putea vedea voi managerii să vedeți exact. Un antrenament exact. Și un probabil 3 schimbări ca să puteți schimba mai mult, să... Da, da. Să formați echipele pentru campionatul național. Ce zic, mersi frumos, ne vedem și pe podium mâine. Mulțumim, Doamne ajută, da. Fire întins. Fire întinse.